Salutare, bine ați revenit în Oglinda din Baie. Astăzi am o invitată specială, a cărei identitate va rămâne secretă, din motive pe care vi le vom dezvălui imediat. Bine ai venit în Oglinda din Baie, Alexandra, sau Ioana, sau Cristina. Sau putem să spunem orice ea sau el din țara asta sau lumea asta care suferă de ceea ce va urma să discutăm în continuare. Pentru că, din ce știu eu, cam 4% din populație suferă de această afecțiune, să-i spunem. 4% din populația României? Globală. Pe net am găsit 1%. 1%. Oh, well. O marjă de eroare de 3% suntem acolo. Da, bine, pot fi procente diferite în funcție de diagnostic corect sau pus. Ce părere ai despre faptul că suntem nevoite să înregistrăm acest interviu anonim? Păi, ca să explic practic de ce am ales să rămân anonim, voi spune că, din păcate, părinții mei au o anumită prejudecată vis-a-vis de imaginea mea cu această afecțiune în societate și absolut aș vrea să-i protejez în primul rând pe ei. În al doilea rând, aș vrea să-mi protejez și mie identitatea într-o oarecare măsură, deși îți spun sincer, dacă ar fi fost strict după mine, aș fi ieșit public, dar să spunem că este mai bine așa. Așa, am decis împreună să procedăm astfel pentru a te proteja în primul rând pe tine de eventualele repercusiuni. Păstrând nota de mister asupra identității tale, am să te rog totuși să încerci să ne spui câte ceva despre tine în mai puțin de un minut. Sigur că da. Păi, ce să spun, sunt absolventă a unei universități de economie, însă, fun story, am luat calea comunicării. O să îți povestesc mai încolo și cum am ales să fac chestia asta, pentru că se leagă într-un fel de afecțiunea mea și cred eu că există un sâmbure de legătură, de legătură în subconștientul meu care a dus la, să zicem, manifestările mele în această afecțiune. Da, din 2009-2010 am început să cochetez comunicarea, am studiat un master de PR și de atunci lucrez, sunt om de agenție, practic. Câți ani ai? Agenții, 32 de ani în prezent. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Cam asta este viața mea. Recunosc că am schimbat destul de multe joburi. Nu știu în momentul de față să spun dacă se datorează afecțiunii sau altor motive, posibil că există și alte motive, evident, dar de-a lungul vremii cred eu că afecțiunea asta mi-a dat, cum să spun, o instabilitate? O instabilitate emoțională, în primul rând, și nu știu, poate asta a avut repercusiuni și la nivel profesional. Suferi de tulburare afectivă bipolară. Așa este. Cum se manifestă? Păi, ca să iau așa cu începutul, o să spun că informațiile pe care o să ți le prezint, cred eu că sunt 99% adevărate, pentru că se întâmplă de mult și nu mai țin exact minte tot ceea ce s-a întâmplat, dar în orice caz, Da, asta mi-amintesc perfect. În 2009, când am plecat eu la master în străinătate, pentru că nu l-am făcut în România, eram într-o relație. Și acea relație însemna foarte mult pentru mine. La o lună după ce am plecat, prietenul meu de atunci a luat decizia să luăm o pauză, s-au întâmplat mai multe lucruri, am simțit cumva că vreau să mă întorc în țară, să mă împac cu el. Asta a fost întotdeauna ideea mea. Cred că a început cu un episod depresiv major, pentru că după simptomele pe care ulterior le-am cunoscut într-un curs de bipolar, vom vorbi și despre acest lucru,
le-am avut, și anume ziua învățam, noaptea plângeam până la 2-3 când reușeam să adorm, ochii umflați, mă trezeam, mă gândeam la el non-stop și așa mai departe. Cred că ăsta a fost triggerul principal. Well, în 2010 m-am întors în țară, am început să lucrez, iar în 2011, ce să vezi, a venit prima criză. Criză care s-a manifestat cu paranoia, idei delirante, cum că cineva vrea să facă o campanie împotriva mea. Și aici aș putea să fac paranteza scurtă, să povestesc practic cum am ajuns eu în comunicare și așa mai departe. Când lucram în timpul facultății, am fost voluntar într-o organizație și făceam PR, deși nu știam cum se face acest lucru. Și la un moment dat am trimis un mail destul de arogant, dacă mă întrebi acum, în numele președintelui organizației, către presă și blogger, și un blogger a scris despre mine pe blogul lui. Nu vreau să dau nume, că n-are sens. Dar mi-a trimis link-ul către acel articol și pe mine m-a afectat foarte tare. Adică am zis, oh my god, cineva a scris pe internet despre mine. Aveam 19 ani, nu știam ce înseamnă internetul, ce înseamnă comunicarea, ce înseamnă comunicare de criză, ce înseamnă toate conceptele astea pe care acum, din fericire, le cunosc. Și a rămas undeva în capul meu acel sâmbure. Ei bine, întorcându-mă acum în 2011, am considerat că cineva vrea să facă o campanie împotriva mea. Eram la serviciu, au chemat salvarea și am fost dusă la spitalul Obregia. Tulburarea bipolară este o tulburare mentală care cauzează perioade de depresie și perioade de dispoziție anormal de crescută. Exact. Această perioadă de dispoziție crescută este cunoscută și ca manie. Exact. Sau, mă rog, hipomanie. Da, există o diferență între manie și hipomanie. Cum spuneam, în 2011 am fost diagnosticată cu sindrom depresiv major. Uh-huh. Da. Deși, dacă mă întreb pe mine, cred că a fost un episod psihotic și atunci. În fine. Dar, întorcându-mă la ce spuneai tu, da, există manie și hipomanie. Hipomania este starea de dispoziție crescută, dar nu adusă încă în starea de manie. Deci, pe sinusoidala, ca să zic așa, a dispoziției, în care ești mai vesel, o luăm în sus, ești mai trist, o luăm în jos, avem starea de echilibru axa. Ei bine, hipomania se află undeva deasupra axei, dar până să atingă picul acela al maniei. Hipomania este o stare cu care poți trăi foarte, foarte lejer. Personal, mie îmi place foarte mult starea de hipomanie. Dar mai exact, cum ești? Cum adică ești super energetic, da, ești super fericit. Ai foarte multă energie, ți se pare că poți să gândești mai bine decât un om normal. Nu dormi? Nu dormi. Insomniile apar, să știi, mai mult în perioada de manie. În hipomanie, ok, dormi mai puțin, dar ai niște ore de somn. Pe de altă parte, ce să-ți mai spun, ai logoree foarte mare, deci vorbești mult, foarte mult. Uh-huh. Apetit sexual crescut, uh-huh, recunosc. Uh-huh. Și cam astea sunt manifestările. Mania, evident, este exagerarea tuturor acestor stări și duse până la extrem. Până la extrem, vreau să spun că am avut inclusiv halucinații într-una din psihoze. Da. Dacă mă las să-ți povestesc, o să-ți spun pe scurt cam care au fost cele patru episoade psihotice ale mele. Deci spuneam, în 2011 a fost primul, atunci am stat cam până într-o săptămână în spital, am primit medicație, nu mai știu să spun clar ce medicație am primit la vremea respectivă, dar, mă rog, nici n-are sens să dau nume, dar cu siguranță erau niște antipsihotice
Și, de fapt, cred că atunci, în 2011, mi-au dat antidepresive, că am fost diagnosticată cu depresie majoră. Mi-au dat niște antidepresive și, probabil, niște stabilizatoare de dispoziție. În 2012 a apărut al doilea episod ca urmare a faptului că eu m-am lăsat de medicamente din proprie inițiativă, fără control medical și dintr-o dată. Atenție, niciodată nu se face lucrul ăsta în tulburarea afectivă bipolară, pentru că aceste medicamente sunt ca niște droguri. Provoacă dependență și trebuie scoase treptat din schemă. Și cu sfatul medicului. Și cu sfatul medicului, cu control regulat și așa mai departe, cel puțin lunar. Da, eu am lăsat, eram în faza de negare, îți dai seama, m-am trezit internat în Obregia, what the actual, cuvântul cu F, ca să nu-l spunem, așa, și am trăit într-o stare de negare foarte mult timp, în care am zis, domnule, eu n-am nimic. Și am lăsat pastilele, efectiv, am refuzat să le mai iau de la un punct încolo. Acum o să spun și un alt lucru pe care îl recunosc și datorită faptului că sunt sub anonimat, cumva mă încurajează să spun și lucrul ăsta. Eu, de-a lungul timpului, de pe la vreo 21-2 de ani, cam așa, începusem să consum iarbă. Și acesta este un factor declanșator în tulburarea afectivă bipolară. Deci, pe lângă trauma pe care am avut-o eu cu vis-a-vis de relația pe care am avut-o, consider că și aspectul ăsta a fost un factor declanșator. Ei bine, ce am făcut? În 2012 m-am lăsat de medicamente și m-am apucat din nou de consum. Well, s-a întâmplat că a apărut psihoza din nou. Nu mai știu să spun exact în ce lună a fost, dar a apărut evident din nou la serviciu. De data asta nu am mai renunțat la job, pentru că la primul job, când am avut primul episod, am renunțat. Deși oamenii au vrut să mă ajute, nu dau nume nici al locului de muncă, nici al oamenilor, dar da, am avut în jurul meu oameni cu adevărat ok care au vrut să mă ajute și eu am refuzat ajutorul lor. De ce? De rușine? De rușine, da. De aia nici nu m-am mai întors la locul respectiv de muncă. Am zis, oh my god, eu nu mă duc acolo după ce m-a luat salvarea de la serviciu. It's not gonna happen. Da. Ei bine, de data asta m-am întors la serviciu. Well, ce să zic. Aici o poveste puțin ciudățică, pentru că am auzit într-un fel că aș fi fost dat afară de la serviciu din cauza acestui aspect. Mult timp am crezut lucrul ăsta până m-am lămurit că se pare că n-a fost. Au fost alte motive, dar na, e greu de digerat o informație de genul ăsta. La primul episod psihotic ai zis că ți s-a părut sau aveai senzația că lumea duce o campanie de denigrare împotriva, da, ta. La al doilea? Același lucru. La fel? Același lucru. Ok. Da, da. Și după aceea? După aceea am mai urmat unul în 2014 și țin minte, pe vremea aia aveam o relație cu un tip destul de habotnic, ca spune, și aveam foarte multe discuții despre religie. Ei bine, atunci am avut ceea ce se cheamă și o halucinație, pentru că în episodul psihotic locuiam cu el. Eram singură în casa lui, el era la serviciu. Mi-aduc aminte că am dat un mail la serviciu foarte ciudățel. Mai luai pastile atunci? Nu. Numai. De fiecare dată când repicam în psihoză, era în perioada în care lăsam pastile, cam la 6 luni după ce nu mai luam pastile. Cam așa s-a întâmplat statistic vorbind. Da, și mi-aduc aminte că asta e interesant, că în psihoză ți-aduce aminte ce faci, deci nu uiți. Și într-un fel e amuzant, aș putea spune. E amuzant să ai deliruri și ideații și așa mai departe. Am avut impresia că vorbesc cu Dumnezeu. Și țin minte că eram în baia lui și mă uitam în oglindă și m-am apropiat așa de oglindă și am simțit, efectiv am văzut în oglindă cum mi se mișcă ochii.
Aia a fost halucinația și atunci am considerat, oh my god, este dracu' mine. În fine, am făcut un duș, mi-am spălat păcatele, deci tot la mine în cap rulau niște idei complet, le-aș putea spune, inspiraționale, ideatice și așa mai departe, până când, țin minte, în seara respectivă am avut insomnie, n-am putut să dorm. Prietenul meu mi-a zis, hai să mergem la spital. Eu i-am spus? Zis, da, era cu mine în pat și mă vedea că nu dorm și na, știa că m-am suferit o internare și așa mai departe. Și i-am zis, domnule, mergem la cardiologie pentru că îmi bate inima foarte tare. Eu nu m-am gândit la vremea respectivă că îmi vine psihoza din nou, anyway. Evident, ne-am întâlnit a doua zi dimineață cu tata, m-a dus prietenul meu cu mașina până la un punct în care ne-am întâlnit cu tata. Țin minte că le-am spus să ne oprim în fața unei biserici în care m-a dus el de un Paște, să vorbesc cu Dumnezeu. Și tata era foarte speriat, îmi aduc aminte, și a zis, tati, hai să mergem la spital. Zic, bine, mergem, nu prea eram de acord, pentru că deja trecusem printr-o experiență cu obregia și nu este foarte fericită. Dar s-a întâmplat și acea internare, nu mai țin minte exact, dar la a doua internare am fost internat la Încuiați, pentru că la următoarele cu siguranță da. Încuiați în spitalul de psihiatrie înseamnă că stai sub cheie. Te legă de pat? Da, am fost legată și de pat. Am fost legată de pat și întâmplarea a făcut că se pare că sunt o persoană destul de persuasivă, pentru că aveam o colegă de cameră în camera respectivă încuiată, care stătea pe un alt pat și pe care am convins-o din priviri să vină să mă dezlege. Și a venit, m-a dezlegat, am mers, asta cred că se întâmpla la a treia sau la a patra internare, în fine, am mers către ușă, mi-aduc aminte, am bătut cu pumnii în ușă și am zis, vreau un avocat, vreau un avocat. Așa, și au venit reprezentanții spitalului, whatever, asistenți ce erau pe acolo, și m-au legat din nou de pat și mi-au dat și o pastilă. Și până a doua zi dimineață n-am mai știut nimic de capul meu. Am avut și eu o experiență pastilă cu Spitalul Obregia. Acolo am făcut angiografia. Am fugit de la camera de gardă. Da. A fost per total, și eu, adică eu n-am stat 24 de ore, dar a fost o experiență degradantă. Da. Zi-mi, ca să facem o paranteză, povestește-mi puțin despre cum se întâmplă lucrurile într-un spital de, pot să zic, de psihiatrie? Da, sau? Este un spital de psihiatrie. Cum s-a purtat personalul medical? Au fost violenți? Mm-hmm. Nu știu. Cum te-ai... Mă rog, okay. Mi se pare aiurea să întreb cum te-ai simțit când ai fost acolo, simțit, dar... Îți spun sincer, m-am simțit ca într-un film, să-i zic de Hitchcock, să-i zic de... Nu știu de ce să-i zic. Este... N-aș vrea să vorbesc foarte urât despre spitalele de psihiatrie din România, dar aș vrea să vorbesc foarte urât în general de sistemul medical din România. Asta este părerea mea proprie și personală. Slavă Domnului, medicul meu curant a fost foarte ok, dar evident el nu avea puterea să aibă o influență asupra tuturor celorlalți membri ai personalului medical. Asistentele și infirmierii sunt, cum să zic, niște persoane care nu prea empatizează cu situația în care te afli, din păcate, și se poartă cu tine ca cu un absolut, nu știu, nici nu știu cum să zic, că m-aș numi pe mine nebună, dar că știu că oarecum sunt nebună, cu acte regulă într-un fel, dar nu vreau să-mi pun această etichetă. Care a fost momentul care te-a marcat cel mai tare în internările tale? În sens negativ. Da, în sens negativ, pe mine m-a marcat foarte tare relația cu celelalte paciente care aveau niște probleme mult mai mari decât mine, din păcate, celelalte paciente de la Încuiați.
care urlau, care îți furau chestii, deci nu puteam să am o banană sau o țigară sau orice altceva, pentru că se fura într-o veselie între pacienți. Țin minte, aveam o ultimă țigară, m-am dus, deci îmi făcusem, vezi, Doamne, îmi făcusem o prietenă. Era și ea o persoană cu afecțiuni mentale, nu știu de ce factură, dar mi-a furat ultima țigară de la baie. Nu știu cum a reușit să facă lucrul ăsta, dar mi-am dat seama că efectiv nu mai aveam și cu ea fusesem la țigară. Deci, zic ok. Și i-am zis femeii, măi, dar tu nu-ți dai seama ce ai făcut? N-am avut cu cine să vorbesc. Evident, ea avea probleme. Pot să înțeleg lucrul ăsta, dar ca idee... E greu să fii la... Cât ai stat internată, aproximativ? Păi eu, în general, în medie am stat cam o săptămână jumătate. Dintre care, să zicem, 3-4 zile suche. După aia îmi dădeau drumul la liber, cum se spune. Ai vreun cuvânt de spus în ceea ce privește externarea sau cineva semnează pentru tine, ești încredințată? Din câte știu eu, la ultimele internări au semnat părinții mei, parcă pentru internarea mea, parcă așa a fost, nu mai țin minte. Nu cunosc legislație foarte bine cu, scuză-mă, în ceea ce privește aparținătorii și... Dar dacă nu e ca poți și... să fii internat împotriva voinței tale sau... Și la cert externare? Este că la ultima psihoză pe care am avut-o în 2015, că de atunci n-am mai avut, eu nu am fost de acord să mă interneze. Efectiv, nu am mai vrut. Și cu toate astea, cred eu că a semnat tata pentru mine, din câte mi-aduc aminte. Dar la externare nu e ca și cum ai vreun cuvânt de spus, adică aș vrea să plec acasă. Ok, bine, îți dăm drumul acasă. Externarea se face în funcție de dispoziția ta, de cum evoluezi, cred eu. Și cred că în cazul meu a fost foarte biased, ca să zic așa, de atitudinea părinților, care probabil au semnat ei pentru mine, s-au angajat că vor avea grijă acasă de mine sau ceva de genul ăsta. În orice caz, aș vrea să spun că părinții mei au fost extraordinari în toată experiența asta a mea de-a lungul vieții și m-au susținut foarte tare, m-au ajutat, nu m-au părăsit, m-au înțeles cât de cât, evident că au și ei prejudecățile lor, de aia suntem și anonim vorba aia. Dar, fără ei nu cred că aș fi trecut cu bine peste toată experiența asta. Când ai fost diagnosticată? Diagnosticată cu tulburare afectivă bipolară am fost în 2012, la a doua internare. Destul de repede? Destul de repede, da, după, la un an după primul episod. Ce ai simțit când ai auzit diagnosticul? Am negat absolut tot, pentru că, așa cum îți spuneam, episoadele mele au survenit în urma renunțării la tratament și consumului de substanțe. Mai consumi? În prezent nu. În prezent nu. Iei tratament în prezent? În prezent iau tratament în continuare, da. Ce să zic, eu mai consum alcool. Ceea ce este o chestie, a zice, normală, anormală pentru mine în mod special, pentru că teoretic nu prea ai voie ca și bipolar să consumi alcool. Dar medicul meu curant în 2015 mi-a zis că voi lua medicamente cam până în 2020. Iată-ne în 2020. La stilul meu de viață pe care l-am în prezent și cu faptul că mai consum alcool și mai fumez și beau cafea și că sunt o mare cafejoică, by the way... Și ce e cafeluța fără țigară? Exact. Așa, nu pot să spun că e momentul să le las. Da, de ce, stai așa, de ce până în 2020? Adică asta e o afecțiune care se tratează? Există... Dacă se vindecă. Scuze, e o afecțiune care se vindecă? Well, din ce am înțeles, apropo și de cursul de bipolar pe care l-am făcut... Ai fost la cursuri? Am fost la un curs pentru bipolari. Nice! Da, da. A fost un curs de mare ajutor pentru că practic am trecut prin toate
fazele bolii, ni s-a explicat ce este boala, care sunt cauzele, care sunt manifestările, care sunt factorii declanșatori, care sunt medicațiile și așa mai departe. Deci un curs absolut complet l-am făcut la Clinica Hope. Chiar aș vrea să povestesc un pic despre ei, pentru că sunt niște oameni extraordinari. Doamna doctor Gabriela Bondoc este cea care ține cursul și chiar a apărut și ea prin presă povestind despre subiectul ăsta și mă bucură foarte tare că vorbește despre afecțiunea asta deschis și încearcă să destigmatizeze toată povestea asta. Ce spuneam, da, am fost la curs și ce am aflat eu acolo? Ce mai, scuză-mă că te întrerup, da, că mă întrerup pe mine, dar furat, ce am... M-a furat povestea ta. Așa. Nu mai știu ce te-am întrebat. Nu mai știu ce m-ai întrebat, nu? Ok, lasă să curgă. Așa, care dintre cele două stări, depresia și mania, așa, e mai dificilă de dus? Cred că pe termen lung este depresia mai dificilă de dus, pentru că este un demon care este cu tine alături în fiecare zi, te trezești, te culci, trăiești cu ea, te mănâncă pe interior. Îți spun ce am trăit cât am fost la studii în străinătate cu depresia aia majoră, după relație, pe mine m-a mâncat. Uite, vreau să spun că după 9 ani de când m-am despărțit de prietenul meu de atunci, eu anul acesta l-am visat, nu anul trecut, suntem în 2020, scuze, anul trecut, în 2019, am avut două coșmaruri cu el și atunci m-am întrebat, băi, de ce? Au trecut 9 ani de zile, n-am trecut peste așa ceva și e clar că în subconștientul meu există în continuare relația aia care nu e vindecată. Nu știu cum să spun. Mi-am amintit, te întrebasem dacă se vindecă. Ah, dacă se vindecă, uh-huh. Exact. Se spune, ce am învățat eu de la cursul de bipolar, se spune că atacurile psihotice devin mai rare de la o anumită vârstă. Deci, practic, boala asta debutează în general, statistic vorbind, undeva între 15-19 ani, primul pool de oameni și următorul 20-24. E, mie mi-a debutat pe la 24. Și se spune că cu cât înaintezi în vârstă, cu cât ți se mai tăbăcește sufletul, ca să zic așa, nu mai ești afectat de traume ca și cum ești în copilărie sau în adolescență sau când ești tânăr. Da, într-adevăr, episoadele psihotice se împuținează și pot dispărea complet și ba, mai mult decât atât, ai putea să renunți și la medicamente, dar cu condiția să ai o viață sănătoasă. Absolut sănătoasă. Ceea ce îți spun sincer, în cazul meu, nu este posibil. Revenind la discuția despre prietenul tău, îl consider vinovat în vreun fel? Că el ți-a declanșat depresia care a declanșat alte chestii? Nu știu dacă îl consider vinovat pe el în mod special. Cred că consider vinovată toată relația pe care am avut-o, pentru că a fost o relație de dependență în care eu m-am simțit dependentă de el, eu mi-am pierdut identitatea, mi-aduc aminte că tot ceea ce făceam la inițiativa lui, cu prietenii lui și așa mai departe, eu nu aveam identitatea mea proprie și personală și când m-a părăsit, m-am trezit absolut singură și a nimănui și zero identitate. Nu știam ce vreau de la viață, cine sunt, ce îmi place. Acum întreabă-mă ce îmi place, că pot să spun 1000 de lucruri care îmi plac și care mă definez și așa mai departe, dar la vremea respectivă eram efectiv zero barat și a trebuit să reconstruiesc absolut totul în mine. Deci îl consider vinovat? Nu îl consider vinovat, consider vinovată situația de relație dependentă și aici cred că este și vina mea, pentru că s-ar putea să vină din copilărie treaba asta. Că am avut o relație dependentă cu părinții mei și recunosc că am fost răsfățată foarte mult de ei. Ce simți după ce ai ieșit dintr-un episod, fie el depresiv sau maniacal? Te simți extenuată? Te simți vinovată? Te simți rușinată?
cred că din episodul depresiv e mai greu să-ți dai seama când ieși. Cred că timpul este un factor important care vindecă multe lucruri. Iar dintr-un episod maniacal, ce-am simțit eu? Am simțit că nu mi-era loc în spital, în primul rând. În al doilea rând, am simțit că poate, deci, ar fi trebuit să mă întreb de ce mi se întâmplă mie toate lucrurile astea. Nu știu dacă e un sentiment de vinovăție, cât este un sentiment de tristețe, indignare, poate la un moment dat, cum îți povesteam mai devreme că lăsam pastilele, am fost în perioadă de negare mult timp și așa mai departe. Deci cam astea sunt feelingurile. Tulburarea afectivă bipolară este o tulburare genetică. Da. Conform Centrului de Diagnostic și Tratament Victor Babeș, dacă unul dintre părinți are o tulburare afectivă, copilul va avea un risc de boală de 10-25%. Dacă ambii părinți sunt afectați, atunci riscul se dublează. Există și alte cazuri de tulburare afectiv bipolară în familia ta? Uite, să știi că părinții mei, au o viață absolut sănătoasă și liniștită, sunt o familie fericită în limitele bunului simț și nu am văzut la ei manifestări de genul ăsta. Deci niciodată n-am văzut-o pe mama sau n-am văzut pe tata, nu știu, plecând de acasă sau fiind violenți sau lucruri de genul ăsta, nu. În schimb, am în familie, din partea tatălui, un unchi care a avut, din păcate, o tentativă de suicid în tinerețe. Mă gândesc eu că poate din gena tatălui se trage, pentru că și bunicul a fost mai depresiv. Nu a existat un diagnostic clar în familie. Un diagnostic clar, nu, pentru că și diagnosticele astea, cum spuneam, se pun greu. Adică la internarea din 2012, medicul curant de atunci a spus că nu poate să-mi pună un diagnostic clar din cauza faptului că eu consum și există psihoze datorate și consumului. Și atunci n-a putut să-și dea seama exact care este triggerul care mi-a provocat psihoza. Apropo de triggere, Wikipedia spune că potrivit studiilor, între 30 și 50% dintre adulții diagnosticați cu tulburare bipolară mărturisesc experiențe traumatice sau abuzive în copilărie, da, care sunt asociate cu o declanșare mai timpurie, o rată mai mare de încercări de sinucidere și mai multe tulburări comorbide, precum tulburarea de stres post-traumatic. Numărul de evenimente stresante din copilărie este mai mare la cei cu diagnostic de tulburare de spectru bipolar pentru adulți în comparație cu cei fără, fiind vorba îndeoseb de evenimente cauzate de mediu aspru mai degrabă decât de propriul comportament al copilului. A fost vorba despre așa ceva în cazul tău, ceva ce s-a întâmplat în copilărie, un episod despre care ți-amintești clar că ar fi putut să aibă vreo influență? Nu, vreau să spun că am avut o copilărie foarte fericită, în care, așa cum îți povesteam mai devreme, am fost foarte răsfățată, mi s-a oferit tot ce am vrut, s-a avut grijă de mine foarte mult, mi-aduc aminte în liceu. Pot să spun că am fost șotocilară în școală și în liceu am dat de băieți, cum s-ar spune. Mi-am făcut un prieten în clasa noua. Și protecția dată de părinții mei s-a mutat într-un fel la domnul de atunci, prietenul meu. Deci am fost oarecum protejată toată copilăria și adolescența mea. Ei, acum când mă întorc la faptul că am fost părăsită de prietenul meu din liceu / facultate, atunci am rămas singură, complet. Așa m-am simțit eu, efectiv, că am rămas singură, abandonată. Părinții mei au fost într-adevăr alături de mine, dar cu mențiunea că, nu știu, poate n-au avut o atitudine neapărat empatică față de mine, ci mai degrabă, hai mă, ce naiba, suferi așa după un, vorba aia, un băiat. Asta adică, vine și din mentalitate. Da, clar, clar.
Ok, părinții au fost alături de tine, te-au susținut. Da. Cum au reacționat ceilalți când ți s-a pus diagnosticul sau când ai început să ai astfel de episoade? Cum au reacționat prietenii, frații, surorile? Ai frați, surori? Nu, n-am frate sau surori, am un prieten foarte bun din copilărie care mi este ca un frate. Țin minte că a venit să mă viziteze chiar în spital. Au mai venit și alți prieteni de-ai mei, au fost foarte suportivi la vremea respectivă. O prietenă, mă rog, în prezent nu mai este, dar mi-a fost o prietenă foarte bună. Iarăși un prieten din gașca cu fostul meu iubit din liceu slash facultate. Deci au reacționat bine în sensul în care au venit și m-au vizitat și mi-au zis, băi, ce cauți aici, aici nu-i de tine, hai acasă. Na, vorbe încurajatoare și cât au putut și ei să fie alături de mine. Da, pe măsură ce trecea timpul ai simțit așa că din cauza acestui diagnostic au cam uitat să te sune sau te-au abandonat? Să știi că unii dintre prietenii mei m-au abandonat, dar cred eu, îți spun sincer și aici mă întorc din nou la consumul meu, cred că unii m-au abandonat din cauza consumului. Au asociat treaba asta cu consumul și s-au gândit că, băi, ție nu-ți face bine să faci treaba asta, tu n-ai voie să faci treaba asta, că tu ai afecțiunea asta, îți faci rău cu mâna ta, noi nu vrem să fim parte la ceea ce-ți faci tu cu mâna ta. Cumva. Poți să-i învinovățești că gândesc așa sau că au gândit așa? Sincer, nu știu cum să răspund la întrebarea asta, pentru că, pe de o parte, consider că un prieten adevărat e ăla care te acceptă așa cum ești, indiferent de ce ți se întâmplă în viață, pe de altă parte, într-adevăr, când îți faci conștient rău cu mâna ta, te mai uiți și în jur la ce spune lumea. Și atunci ar trebui să-i asculți cumva, zic eu. Cât de gravă este stigmatizarea socială? Este destul de gravă și aici o să-ți povestesc o întâmplare care pe mine m-a frapat. Mă rog, într-un fel mă așteptam la treaba asta, dar îți spun sincer, am făcut un test. Am fost la un angajator, la un interviu și am spus din prima, din cadrul interviului, că sufăr de tulburare afectivă bipolară și reacția lor știi care a fost? Am avut un caz în firmă de așa ceva și nu ne-am înțeles cu el, așa că nu te vom angaja. Asta nu e discriminare? Ba da, este. Și ce ai făcut? Am lăsat-o așa, îți spun sincer. Da, mi s-a spus ulterior, puteai să-i dai în judecată. Dar am preferat, zic, ok, n-are sens să-mi cheltui energia, banii și timpul meu pentru ce? Pentru un angajator care până la urmă poate să fie și altul. Și consecința a fost că nu ai mai spus la alte joburi. Exact. Asta da, clar. Clar, nu, nu o să mai spun, cel puțin o perioadă, nu o să mai spun niciodată unui angajator la un interviu chestia asta. Pentru că am făcut testul ăla și mi-am dat seama că e grav. Pe de altă parte, au existat angajatori cărora am simțit să le spun, efectiv, și m-au înțeles. Unii dintre ei au știut că eu sufer de tulburare afectivă bipolară și au acceptat situația mea și m-au susținut. Asta voiam să te întreb, oare angajatorul nu are dreptul să știe că suferi de chestia asta, adică să-și asume cumva? Legal vorbind, din câte știu eu, se face medicina muncii și te duci la medicina muncii și acolo ești obligat, mă rog, așa spune legea, că trebuie să declari că nu suferi de nicio afecțiune mentală, declar pe proprie răspundere și eu nu pot să fac chestia asta, evident, pentru că aș face fals în acte. Și atunci, la orice medicina muncii mă duc, într-adevăr povestesc lucrul ăsta, dar, din câte am înțeles, medicina muncii e confidențială și avizul de apt de muncă se duce la angajator, dar doar avizul, nu și ce am povestit eu la medicina muncii. Deci, cumva, ar putea să nu știe angajatorul. Care sunt etichetele pe care le pun oamenii? În afară de nebun. Mai sunt și altele?
Asta aș fi vrut să zic, nebun, dar nu știu, poate un om slab ar putea fi și asta. Ai observat vreo îmbunătățire din partea societății pe măsură ce trece timpul și sunt din ce în ce mai mulți oameni dispuși să vorbească despre asta, să facă acele cursuri la care ai fost și tu? Da. Ai observat o îmbunătățire? Observ. Pe, n-aș zice pe zi ce trece, dar ușor, ușor începe să se destigmatizeze această afecțiune. Da, într-adevăr, faptul că am fost la cursul acela m-a ajutat foarte mult pentru că m-a făcut să înțeleg foarte bine afecțiunea asta, boala, nu, n-aș vrea să-i zic o boală sinceră, aș vrea să-i zic doar o caracteristică a mea, dar este o afecțiune până la urmă, ce-i drept. Cursul acela m-a ajutat foarte mult, repet, și uite, sunt chiar pregătindu-mă pentru acest interviu, am recitit pe net articole din diverse publicații, aș putea să dau nume? Da, te rog. Recorder, da, este o publicație care a abordat acest subiect. Nebun în România se cheamă articolul lor. Este un articol care povestește cu foarte mare detaliu, tot anonim, foarte mare detaliu prin ce a trecut respectiva persoană în psihoze și îți spun sincer, eu când am citit articolul ăla am început să plâng pentru că mi-am adus aminte de tot ce am trăit eu și că îți aduci aminte, n-ai cum. Cine a mai scris? Vice-ul iar scrie despre tulburarea afectivă bipolară. Chiar citeam un articol despre un artist care suferă de așa ceva și se pare, tot așa citim pe net, în general bipolarii sunt mai creativi decât oamenii obișnuiți și tind să meargă în zonele astea de creație. Da, avem și exemple de oameni, personalități de-a lungul timpului care au fost bipolare. Fii atentă că am listă aici. Da. Demi Lovato, Catherine Zeta-Jones, da. Mariah Carey, Mel Gibson, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Ernest Hemingway, Frank Sinatra, Sinead O'Connor, Jean-Claude Van Damme sau Winston Churchill. Toți exact. Suferă sau au suferit de această tulburare. În România există vreo vedetă care să-și asume treaba asta? Din câte știi tu? Din câte știu eu, n-am auzit, sincer. Sau poate sunt eu dezinformat, nu știu ce să Nu, zic. Că nici eu n-am găsit. Tu te-ai gândit să faci ceva concret în sensul educării societății, să vorbești, poate chiar și anonim, nu știu, să-ți faci un blog unde să povestești despre ce se întâmplă da. Sau să... Te-ai gândit? Da. Să știi că da, m-am gândit de foarte multe ori, dar aici mă întorc la... anonimatul pe care îl avem și noi în interviul ăsta și deocamdată aș vrea să-i protejez pe ai mei într-un fel. Adică n-aș vrea să ies în față și să spun, hei, uite, eu sunt cu tărică, sufăr de tulburare afectivă bipolară, dar îți spun sincer, mă văd inclusiv pe scenă la un TEDx vorbind despre chestia asta. Pentru că consider că este o afecțiune pe care o putem controla dacă ne facem temele, ca să zic așa, și putem trăi cu ea foarte, foarte bine. Și ajută foarte mult oamenii să știe cum să reacționeze exact. Când cineva apropiat suferă de chestia asta. Nu știu, de exemplu, cum crezi că ar trebui să reacționeze cineva care află despre un prieten sau un membru al familiei care are tulburarea asta? Cum ar trebui să reacționeze astfel încât celălalt să nu se simtă stigmatizat or something? Păi, să-i spună e ok, înțeleg, te iubesc oricum sau să-i spună e ok, o să trecem peste asta sau... Ce pot să spun este că eu sunt destul de contrar așteptărilor și situației în care ne aflăm acum. Eu sunt destul de deschisă cu afecțiunea asta a mea și o cam spun oamenilor din jurul meu atunci când încep să mă cunoască și reacționează, am observat în ultima vreme, destul de ok. Adică, băi, da, înțeleg, am mai cunoscut sau am în familie sau... Da, deci sunt foarte mulți oameni care suferă de diverse afecțiuni. Știm foarte bine că și depresia este boala secolului, statistic vorbind. Deci... Nu mai, o boală psihică nu mai are
zic eu că începe să nu mai aibă eticheta asta de domnule, e nebun delegat, mă omoară sau știi, lucruri care se pot spune despre un om nebun, dacă se văd ghilimelele. Da. Tocmai de asta, vorbim și noi despre acest subiect. Da, ca să ajut. Mulțumesc tare mult că m-ai invitat. Eu îți mulțumesc că ai fost de acord. Scopul acestui interviu, chiar și anonim, este să vorbim deschis despre subiecte care au nevoie să fie conștientizate și acceptate, pentru că am depășit, sper eu, momentul în care, cum ai zis și tu, ești nebun, te ținem închis. Da. Sau nu te scoatem din casă, nu te arătăm. Tot Wikipedia spune că riscul de suicid în rândul celor cu această boală este de peste 6% în timpul a 20 de ani, pe când autovătămarea are loc pentru 30-40% dintre ei. Te-ai rănit singură? Nu. Ai vrut să o faci? Da. Asta da, pot să spun că am avut ideații în sensul acesta, da, am vrut să mă sinucid, dar am rămas la aceleași gânduri și nu am făcut niciodată nimic în sensul ăsta. Nu, deci n-am ajuns chiar până... Dar te-ai gândit? M-am gândit. Cum voiai să te sinucizi? Mă gândeam care ar fi cea mai... puțin dureroasă. Cea mai puțin dureroasă variantă și mă gândeam la pastile, evident. Da, să știi că și ok, poate că sunt ușor ciudată, dar și eu mă gândeam așa uneori, poate mă gândesc la asta când văd filme și văd oameni care se împușcă sau care fac chestii extrem de dureroase și mă gândesc, bă, da, dacă tot o faci, de ce să te doară, știi? Da, adică... Clar. Trebuie să fie smut așa trecerea. Nu, glumesc. Dar da, am avut... Da, ai conștientizat că ești pe calea greșită? Adică da. În momentul în care ți-a apărut gândul, ai zis, băi, wow, stop. Stop că not good. Da, am conștientizat și am zis, ok, mi-este mult prea frică să mor, vreau să trăiesc. Oricât de deprimată, oricât de bipolar aș fi, vreau să trăiesc, pentru că, hei, nu este numai rău pe planeta asta, este și bine și nu merită să îmi iau viața pentru ce? Pentru o depresie din dragoste? Am început cumva să gândesc ca ai mei, nu, glumesc, dar... Faci terapie? În prezent îți spun sincer că nu mai fac terapie, dar am făcut foarte multă terapie de-a lungul vieții, de când am fost diagnosticată, practic. Știu că este foarte importantă, dar o să spun ceva ce poate ție nu o să-ți convină, pentru că, din ce am înțeles, ești adeptă terapiei. Sunt avocată terapiei, da. După mulți terapeuți schimbați, pentru că am schimbat destui, am fost și în terapie cognitiv-comportamentală, am fost și în terapie psihanalitică, am fost și în experiențială, și în spirituală, și în... Cred că am schimbat vreo 6-7 terapeuți în toți anii ăștia. Am descoperit unele lucruri, e adevărat. De exemplu, am descoperit faptul că am fost protejată foarte mult timp și datorită sau din cauza acestui lucru, eu mă simt frustrată că nu mă pot ține pe picioarele mele, nu știu dacă înțelegi ce vreau să spun. De exemplu, nu sunt independentă financiar, for instance, și nu știu cum aș putea. Dar, în fine, aici intrăm în alte discuții și nu cred că are sens, dar ce pot să spun despre terapie în general pe partea asta de tulburare afectivă bipolară este că e necesară, într-adevăr, dar trebuie să simți tu că te cheamă cumva. Ei, de la un punct încolo, eu am simțit că nu mă mai cheamă. Nu te mai cheamă terapia sau terapeutul? Adică, eu cred e foarte important să ai chimie cu persoana respectivă. Poate că, adică asta te întreb, era doar lipsa chimiei cu terapeutul sau efectiv după atâția ani de terapie te-ai săturat și ai zis, băi, mai lăsați-mă în pace. Pauză. Cred că varianta 2 este mai bună. Da, faptul că am schimbat foarte mulți terapeuți și n-am avut... Niciunul dintre ei n-a reușit să rezolve problema, fie că a fost cu tulburarea afectivă bipolară. Vreau să spun că inclusiv am făcut terapie specializată anticonsum. Și nu a funcționat? Nu a funcționat, spun sincer. De ce crezi că nu a funcționat? Poate că este o problemă la mine. Păi după atâția terapeuți, poate că da. Da.
De asta m-am gândit. Și totuși nu mai consumi? Nu. Nu? Nu? Doar ocazional. Deci mai consumi, ocazional. Da, nu, recunosc, doar ocazional. Îți spun sincer, nu am mai consumat în ritmul în care o făceam de un an și. E un an și. Ok, aș vrea să înțeleg mecanismul prin care decizi să consumi alcool sau să consumi substanțe, deși știi că îți face rău chestia asta. E ceva de genul, băi, I only live once și vreau să mă simt bine, sau e ceva de genul, hai lasă că dacă am mers până acum nu e chiar atât de rău? Păi, o să spun o chestie care nu cred că convine nimănui care ascultă podcastul tău. E ok, dar... nu trebuie să convină nimănui nimic. Hai, spunem ideea, ce vrem noi. Da. Ideea este în felul următor. Mi-am dat seama că pe mine în viață, ca să zic așa, mă ține tratamentul. Adică, atâta timp cât eu îmi iau cu sfințenie tratamentul, nu am ce să pățesc. Eu din 2015 nu am mai avut un episod psihotic. Ăla a fost ultimul. Și eu îți recunosc că am consumat și după 2015. Dar important este că nu am mai lăsat tratamentul de bunăvoie și nesilită de nimeni. Astăzi, de azi, nu mai iau nicio pastilă de care îți povesteam mai devreme. A te lăsat de medicamente dintr-o dată e practic un sevraj. În ce constă tratamentul? Eu consum, auzi, Doamne, iartă-mă. Eu iau un antipsihotic pe numele lui aripiprazol, este substanța activă, și un stabilizator de dispoziție. Ce efecte au mai exact? Te menține pe medie din punct de vedere al comportamentului, da, nu te mai duci în... Practic în sinusoidalele aia de care îți povesteam mai devreme, rămâi pe axă. Ca să zic așa, da? Deci nu te duci nici în hipomanie, nu te duci nici în depresie. Antipsihoticul, evident, îți inhibă toți neurotransmițătorii ăia, excesul de dopamină, serotonină și era noradrenalină, din ce știu de la cursul de bipolar, erau cei trei neurotransmițători. Au și efecte secundare medicamentele? Da, au efecte secundare, m-am îngrășat. Tremurul de mâini, tremurul în general și neliniștea, un pic neliniștită, da. Anxietate? Nu, un pic, un pic, da. Știi vreun ban cu bipolari? Stai că știu eu două. Fii atentă. Zim tu că zici eu... Așa, e ăla cu urăsc să fiu bipolar, e minunat. I hate being bipolar, it's awesome. Da, le-am tradus, că în română l-am găsit. Da. Și când am fost diagnosticat cu tulburare afectivă bipolară, nu știam dacă să râd sau să plâng. Ce bun e ăsta! E mai, foarte tare! Mai știi și altele? Nu, din păcate nu. Nu știu bancuri. Nici eu. Deci am problema asta. De câte ori aud un banc bun, mă gândesc să-l țin minte, să-l țin minte. Da, niciodată. Niciodată nu țin minte. Știu. Și dacă s-a întâmplat să țin minte... Băi, n-am niciun talent în a spune bancuri, deci încep să povestesc, râd ca idiota singură și celălalt din fața mea e, what the fuck, ce este așa de amuzant? Da, nu, uite, vezi, de-aia nu m-am dus la stand-up comedy. Da. Am stabilit deja că viața profesională ți-a fost afectată și cel mai probabil îți va fi în continuare afectată de afecțiunea asta. Eu sper că nu. Sper că nu, da. Adică faptul că nu declar că sufăr de această afecțiune și cu ajutorul tratamentului mă pot ține pe linia de plutire astfel încât să nu o iau razna pe românește, eu zic că n-are de ce să-mi afecteze munca. Dar viața amoroasă? Viața amoroasă, îți spun sincer, nu mai există de foarte mult timp. Din cauza acestei afecțiuni? Nu chiar, dar astea sunt alte povești. Dar cred că ar putea să afecteze, da, o viață amoroasă, tulburarea afectivă bipolară. Pentru că ai mood swing-urile alea și
cel de lângă tine trebuie să te cunoască destul de bine încât să le accepte sau să reacționeze la ele astfel încât să te repună pe picioare, o să zic așa. E cam ciudat explicat? Nu, mă gândeam că, știi, când ești în cuplu, deseori partenerii adoptă comportamentul celuilalt și e foarte greu pentru, cred, e foarte greu pentru un partener să fie ăla care tot timpul să te aducă pe linia de plutire și să te echilibreze. Nu e imposibil, dar e destul de greu. Înțeleg ce zici și da, probabil că echilibrul ar trebui să vină din interior, mă gândesc. În orice caz, ce pot să spun eu despre mine personal este că sunt singură de câțiva ani de zile și eu încerc să mă obișnuiesc cu singurătatea mea și cu afecțiunea mea și cu... Singurătatea este cauzată de afecțiune? Aici nu știu să-ți răspund la întrebare, sincer. Adică te-ai trezit într-o zi și ai zis, gata, îmi bag picioarele. De azi înainte voi fi singură pentru că am încercat, am fost dezamăgită de foarte multe ori și nu vreau să mai fiu dezamăgită? Sau, nu știu, îmi place mai mult să fiu singură. Nu trebuie să dau explicații nimănui. Păi, ca să vorbesc din cărți, singurătatea în secolul 21 este... iarăși un sindrom cu care ne confruntăm foarte mulți dintre noi. Trăim într-o societate în care se pune foarte mare accent pe individ și nu pe... Nu mai este familia celula de bază a societății, da, acum suntem în România. Se pune foarte mare accent pe individual, pe a-ți găsi liniștea interioară, fericirea vine din interior, zenul vine din tine și așa mai departe. Pe de altă parte, dacă ar fi să corelez cu familia mea, eu am crescut într-o familie fericită, de doi. Încă mi-e greu cu singurătatea, nu pot să zic că am acceptat-o. Dar că te mai presez puțin cu întrebarea asta, pentru că vreau să înțeleg dacă singurătatea a fost o decizie asumată sau a fost o consecință pe care ai acceptat-o pur și simplu. Cred că a fost o condiție pe care am acceptat-o pentru că, da, într-adevăr au fost multe dezamăgiri în viața mea. Nu zic, poate multe dintre ele din vina mea, nu zic nu. Tocmai pentru că sunt o persoană mai instabilă, emoțional. Deci, da. Te gândiți să devii mamă? Ei, întrebarea asta e o întrebare foarte grea pentru că, din păcate, atâta vreme cât iau tratamentul, nu pot să fac copii. Pentru că stabilizatorul de dispoziție pe care îl iau nu se dă niciodată la femei însărcinate. Trebuie să întrerup tratamentul și atâta vreme cât eu nu am o viață sănătoasă de-a dreptul, adică no alcohol, no substances, no... nopți pierdute și așa mai departe, pentru că, da, recunosc că îmi place să ies. Nu cred că aș putea să trăiesc fără tratament. Te-ai împăcat cu boala ta? Asta da, clar. Ai acceptat-o? Am acceptat-o, da. Cât a durat până s-a întâmplat chestia asta? Păi eu cred că atunci, în 2015, când am luat decizia că băi, eu nu o să mai las tratamentul până când nu simt că e bine, cu adevărat. Faptul că nu renunț la tratament este, cred eu, cea mai bună dovadă că sunt ok cu afecțiunea asta. Te consider un om fericit? Mă consider un om... și fericit și nefericit. Pentru că I am bipolar and I have mood swings and I'm emotional, sunt emoțională, mă afectează destul de multe lucruri, te plâng la filme, plâng la cum îți spuneam mai devreme, articolul din Recorder, da, că am plâns citindu-l. Mă afectează foarte mult ce e în exterior. Și atunci, dacă în exterior se întâmplă ceva negativ, eu devin absolut nefericită. Dacă în exterior se întâmplă ceva pozitiv, mă fericesc. E atât de simplu. Dar da, mediul înconjurător are o foarte mare influență asupra stării mele de dispoziție și fericirii mele. Și atunci,
Cauți să-ți controlezi mediul exterior cu care intri în contact? Într-o anumită măsură. Într-o anumită măsură. Cred... Nu controlez chiar tot, pentru că sunt adepta filozofiei experimentale, ca să zic așa. Adică... Go with the flow? Go with the flow, exact. Și... Da, îl controlez în măsura în care... Mă simt cât de cât în siguranță. Ce pasiuni ai? Oh, mai multe. De la mersul pe bicicletă, care, Doamne, iartă-mă, nu se mai întâmplă pentru că mi-au furat bicicleta, până la fotografie. Nu vreau să mă fac un influencer, dar îmi place să postez pe Instagram și ce mai fac eu prin social media. Îmi place să scriu. Am un blog chestii de creative. Poezii. Da, chestii creative. Îmi place să scriu. Da, scriu poezii, recunosc, sunt cam basic, într-un stil clasic, cu rimă, ritm și alte nebunii. De curând am cunoscut oameni din zona poeziei contemporane și am început să mai cochetez cu zona asta de poezie contemporană și am început să-mi exersez scrisul ăsta, așa zis, fără ce-ți spuneam mai devreme, ritm și rimă și total... out of nowhere și dar foarte impactant din punct de vedere al imaginii pe care ți-o creează cuvintele respective. Da, chiar aș putea să-ți citesc o poezie de ale mele? Ești sigură că vrei să faci asta? Eu sunt foarte curioasă, dar uite, da, o să-mi spui după ce oprim microfoanele. E o poezie care n-a fost publicată. Da? Da, chiar. Mă gândeam în timp ce vorbeai să o rog să-mi spun o poezie, dar nu, că poate fi trecuită. Da, chiar sunt curioasă. Și după aia vreau să-ți spun o întrebare indiscretă. Da, sigur. Nici o problemă. Dacă nu profit de anonimitatea asta până la capăt, pe ce am făcut? Stai că nu găsesc poezia. Așa. Bun, deci. Valul te lovește puternic, venind din largul mării ce ascunde secretele oamenilor înnecați și te lovește atât de tare încât te alături lor și nesfârșirii morții. I like. Da. E scurtă. Îți transpui în poeziile pe care le scrii starea de moment, experiențele exact. Sau sunt pur și simplu... Nu. Starea de moment și experiențele. De obicei când mă îndrăgostesc, pentru că, da, într-adevăr, nu mi-am pierdut capacitatea la 32 de ani de a mă îndrăgosti. Și destul de repede și pasional. Așa... Stai, să nu depășim momentul. Când te îndrăgostești, cum ești? Sunt euforică. Îi spui? Nu. Iubești de la distanță? Iubesc de la distanță și m-am observat că de curând am început să mai rup din distanță în sensul în care am devenit mai curajoasă în a spune ce simt. Că doar ce ai de pierdut. Exact. Și cu toate astea ai luat decizia să nu mai fi dezamăgită. E o contradicție, pe care încerc să o înțeleg. Păi, that's why I'm bipolar. Viața sexuală cum e? Viața sexuală este bună. Existentă. Bun. Nu o să neg că se întâmplă destul de des să am relații sexuale, deși nu am o relație. Am un libido crescut, da. Și asta știu că este un simptom al bipolarilor. Apropo de părți bune, părți mai puțin bune. Da. Și e o parte bună, o consider eu. Ce alte părți bune are boala asta? Păi, cum îți spuneam mai devreme, ți-am citit o poezie, ești mai creativ în anumite momente. Cred că asta e cel mai important, că poți să lași ceva în urmă. Poți să râzi la bancuri proaste? Da. Dacă ești într-un episod da. Maniacal. Râzi. Da. Într-un episod maniacal, eu de obicei... mă gândesc foarte mult și îmi fac eu ideile mele, cumva. Nu prea sau interacționez cu oameni. Crezi în Dumnezeu? E o întrebare care aș putea să răspund în felul următor ca să scap lejer. Simt că am ajuns pe un tărâm sensibil.
mă declar agnostică. Dezvoltă-mi. Adică, îți spun sincer, într-unul din episoadele mele psihotice, ți-am zis că am vorbit cu Dumnezeu, am vorbit, da, am vorbit și cu bunicul meu mort și așa mai departe. Adică au fost niște lucruri puțin foarte deep. Și în momentele alea am simțit într-adevăr o apropiere de divinitate, dar cu timpul îți spun sincer că s-au mai estumpat credințele mele și din cauza faptului că, sau datorită faptului că sunt o adeptă și a, ce lapsus am, teorie evoluționiste, am zis așa, domnule, am trecut printr-o experiență care are legătură cu credința, dar pe de altă parte sunt adepta acestei teorii, deci nu știu. Și am zis că scap repede dacă mă declar agnostică pentru că cred sau nu cred. Și eu nu te-am lăsat în pace. Și tu nu m-ai lăsat în pace. Am ajuns la finalul interviului. Așa. Cum te simți? La finalul acestui interviu mă simt extraordinar de relaxată și mă bucur că am avut ocazia să discut deschis despre acest lucru. Chiar dacă este sub anonimat, evident, repet, mi-ar fi plăcut să pot să îți dau și o poză. E ok, o să folosesc un avatar. Da, zi-mi dacă sunt chestiuni pe care nu le-am adus în discuție și pe care ai vrea să le transmiți, transmiți celor care ne ascultă. Ok, aș vrea, cred că cel mai important lucru este să nu mai judecați voi cei care ne ascultați. Aha, am făcut și o rimă. Da, a judeca din prima un om pe care îl vezi pe stradă, că vorbește singur sau că se apucă și cântă, nu-ți spun, că îmi vine de obicei. Mie place să ascult foarte mult muzică și când merg pe stradă, mergând pe jos, am căștile în urechi și încep și mai frezdonez așa și câteodată parcă mai... mi se aude vocea, efectiv. Și mă gândesc, băi, dar ce-or zice oamenii ăștia din jurul meu? Sunt nebună? Că m-am apucat așa să cânt pe stradă? Sau... îmi vine să dansez, iarăși, îmi place foarte mult să dansez. Și când stau la metrou și aud muzica în căști, îmi vine să dau din picior. Și mă gândesc iarăși, domnule, dar ce spune lumea de pe peron despre mine, că mă apuc să dansez pe peron? Dar mi-ar plăcea ca oamenii din jurul nostru, în general oamenii, să se uite mai mult și la ei și mai puțin la alții. Și să fie mulțumiți cu ei și mulțumiți că, nu știu, că respiră în primul rând. Și că nu sunt ei cei cu problema respectivă. Și asta, da. Dar poate că oamenilor le este frică. Corect. Le e frică de ceea ce nu cunosc, le este frică să nu li se facă rău, să nu persoana aia care vorbește singură la metrou pe peron să nu le facă rău. La știri vezi oamenii împinși fața metroului. Clar. Știi? Și chiar cred că este nevoie de un efort din partea societății, un efort mai mare, să vorbim deschis despre aceste afecțiuni, că nu e doar despre afecțiunea de tulburare bipolară. Evident, sunt multe afecțiuni care sunt... borderline, depresie... Da, da, da. Pentru cei care ne ascultă, borderline... Diferența între tulburarea bipolară și borderline este că la tulburarea bipolară ai tulburare de stare, de mood, iar la borderline este o tulburare de personalitate. Deci acolo e vorba de personalitate. Da, să știi că unul dintre psihologii cu care am avut o terapie mi-a spus că aș avea și tendințe borderline, de exemplu. Și recunosc, n-am apucat să citesc foarte multe despre borderline, dar da, știam și eu treaba asta de tulburarea de personalitate. Ce citești? Ce citesc? În momentul de față, uite, citesc o carte care este foarte interesantă, Legături pierdute, îi spune, este de Johan Something, dar Legături pierdute, îi spune, o subtitlu,
era ceva legat de depresie și cauzele acesteia și soluții surprinzătoare. Într-adevăr, e o carte foarte interesantă pentru că e foarte bine documentată. Acest om care a scris cartea asta a mers prin toată lumea și a discutat cu oameni care au făcut studii pe depresie, cu oameni care au suferit de depresie, deci are foarte multe perspective. Și ne dăm seama cumva din cartea asta că depresia nu vine numai dintr-o din niște factori intrinseci, da, un dezechilibru chimic sau whatever, vine și din factori sociali sau factori, I don't know, familiali sau factori externi, în general. Auzi, te-ai gândit să scrii o carte? Să știi că da, m-am gândit să scriu o carte, dar încă n-am încredere foarte mult în scritura mea. Mă ofer să-ți fiu editor. Mulțumesc foarte mult! Let's do this! De regulă mi rog invitații din timp să se gândească la o întrebare pentru mine. Pe tine am uitat să te rog să te gândești la o întrebare pentru mine. Ți-am zis abia când eram amândouă pe drum spre locul în care ne-am văzut. Ai apucat să te gândești? Am apucat să mă gândesc un pic, dar nu este o întrebare pe care aș vrea neapărat să o pun. Că... mi-o adresez după ce oprim microfoanele? Da. Da? Mai bine. Bine. Dacă sunt oameni care vor să îți scrie, așa, îi rog să o facă pe adresa mea de mail, roxana@familianetradițională.ro, și eu am să mă asigur că mesajele voastre ajung la invitata mea. Îți mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ai acordat, pentru sinceritate, pentru disponibilitatea ta, chiar și sub anonimat, de a te expune, de a expune simțiri intime, de a vorbi deschis despre lucruri sensibile. Îți mulțumesc! Eu îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat și că mi-ai dat ocazia să vorbesc deschis despre această afecțiune care, din păcate, ne mănâncă pe mulți dintre noi. Iar vouă vă mulțumim că ne-ați ascultat și rugămintea mea și a invitatei mele este să nu vă grăbiți să judecați, să încercați să înțelegeți, să fiți recunoscători că nu sunteți voi cei care au nevoie de înțelegere și, în general, să fim mai buni. Chiar dacă acum râdem, acum plângem, it's ok. Se numește viață. V-am pupat pe data viitoare. O zi frumoasă!